Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ora expertizei. Viceministrul afacerilor externe al Rusiei, Grigore Carasin, efectuează astăzi și ieri o vizită în Republica Moldova, o vizită de 2 zile. Oficialul rus va discuta cu omologul său, Valeriu Chiver, aspecte legate de aspirațiile de integrare europeană ale țării noastre și perspectivele relațiilor comerciale moldoruse. Astăzi, Carasin va pleca la Tiraspol. Precizăm că acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană urmează să fie semnat pe 27 iunie la Bruxelles, în mai puțin de 2 săptămâni, aproximativ. Anterior, Moscova a atenționat de mai multe ori Republica Moldova că decizia de a se asocia cu Uniunea Europeană va duce la revizuirea acordurilor cu Rusia și va complica procesul de soluționare a problemei transnistrene. Discutăm despre acest subiect cu invitații noștri de astăzi, domnul Victor Juc, politolog, Anatol Țăranu, directorul Centrului de Analiză și Consultanță Politică Politicon și domnul Mihai Cernenco, politolog. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Bună ziua. O vizită ștearsă de altfel prin toate formele, dacă e să vorbim despre o vizită a unui viceministru a diplomației Federației Ruse la Chișinău. Nu am mai văzut o astfel de vizită care să nu fie mediatizată. Este foarte clar că nici Ministerul de Externe nu-i dă foarte, foarte multă importanță, având în vedere că mai mulți au notat și au arătat că chiar și pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe nu există absolut nicio informație despre această vizită a lui Carasin la Chișinău. Totuși există aici mai multe aspecte de discutat, având în vedere că înainte de a decola de pe aeroportul de Moldova spre Chișinău, a lansat mai multe replici la adresa felului în care Chișinăul își face politica externă, dar și se anunță că este de fapt o vizită de pregătire a lui Lavrov la Chișinău. Care sunt mesajele și cât de importantă și ar trebui să fie importantă în general această vizită la Chișinău lui Carasin? Cum ar trebui să o înțelegem? Vă rog, domnule Cernenco. Cred că este ștearsă și din alte considerente. La Chișinău astăzi a sosit din Bulgaria, a venit o persoană foarte importantă. La Chișinău va veni de asemenea José Manuel Durão Barroso, președintele actual al Comisiei Europene, și o serie întreagă de vizită. Dar nu cred că asta este momentul esențial. Noi de acum ne-am deprins cu retorica Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse și nu numai cu retorica. Am înțeles că Rospotrebnadzorul Federației Ruse este mai puternic decât Lavrov și ministrul de externe al Federației Ruse, pentru că în august 2013 ne-au decorat cu mai multe, să zicem, embargouri la adresa Republicii Moldova. Atunci când și ciocolatele Roșen ale lui Poroșenco au fost interzise, chipurile sunt periculoase pentru cetățenii Federației Ruse. Deci mesajele care au venit, începând cu gauleiterul Rogozin, care a venit și ne-a spus că vom pierde din teritoriile noastre dacă vom semna acordul de asociere, au continuat pe parcursul lui 2013 și începând cu 2014, ne aducem aminte la 9 mai și vizita Fulger a lui Rogozin la Chișinău, dar și emisarii care vin aici la Comrat, pe la Băld și pe la raioanele din sud, de la centru de cercetări strategice și așa mai departe, care încearcă să convingă Chișinăul că semnarea acordului de asociere este un pericol pentru Republica Moldova. Cea mai mare, sau dacă spunem, cea mai mare perlă în ghilimele din ce s-a spus, a fost publicată și explicată de către șeful departamentului pentru migrații din Federația Rusă, care a explicat niște lucruri care nu pot fi înțelese de mintea normală. Că semnarea acordului de liber schimb și, mai bine zis, liberalizarea regimului de vize cu Europa pentru Moldova va aduce un număr și mai mare de cetățeni de Republica Moldova în Federația Rusă. Deci este o aberație care nu poate fi explicată. Dacă ar fi spus europene că liberalizarea regimului de vize cu Europa vor duce mai mulți cetățeni în Europa, încă putea fi explicat. Dar liberalizarea regimului de vize cu Europa și vor duce cu miile, sutele de mii în Rusia, nu poate fi explicat. Deci, Rusia încearcă să facă ultimele tentative de a convinge Chișinăul. Și de ce cred eu că se face acest lucru? Sigur că Ucraina nu poate fi oprită din cursul european.
președintele actual ales a spus că Crimeea, cursul european și integritate și unitate teritorială nu poate fi negociată. Celelalte poftim orice problemă, adică integrarea europeană nu poate fi negociată. Ori semnarea acordului de asociere parte economică, care a spus că o va semna domnul Poroșenko, cred că îi pune în cel mai mare pericol, nu pe Federația Rusă și nu pe altcineva, ci doar Transnistria. Și de aceea Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse spune că semnarea acordului cu Uniunea Europeană prezintă un mare pericol pentru Federația Rusă. Nu pentru Federația Rusă, ci pentru accesul Federației Ruse spre Transnistria. Șeful diplomației rusești, Sergei Lavrov, urma să vină în luna aprilie, dacă îmi aduc aminte. A fost amânată de câteva ore această vizită. Până la urmă nu a venit Lavrov, a venit întâi adjunctul său, domnul Karasin. E vorba de, totuși despre o pregătire a unei vizite care se anunță a fi cu trâmbițe și cu tot felul de ceremonialuri, sau e vorba despre altceva, opinia dumneavoastră? Eu consider că, pornind de la caracterul acestei vizite, care este unul de lucru și de pregătire, ea nici nu trebuie mult mediatizată, pentru că urmează să aibă loc întrevederea la nivel de ministri de externe sau probabil din partea Republicii Moldova și prim-ministru. Deci este o vizită de lucru care este ceva normal în practică diplomatică și nu trebuie să îi se acorde atât de mare atenție, dar ținând cont de momentul care, de conjunctura momentului, desigur că este mediatizată. Eu am știut că de îndată ce va fi anunțat semnarea acordului de asociere a Uniunii Europene cu Republica Moldova, întrevederi la nivel înalt moldorus vor avea loc, numai că nivelurile sunt diferite. Dacă să ne aducem aminte, în cazul Ucrainei au fost întruniri la nivel de președinți, în cazul Republicii Moldova, în cel mai bun caz, la nivel de ministrii afacerilor externe și Federația Rusă, chiar dacă nu are aspirații atât de multe pentru Republica Moldova, totuși onoarea imperială îi dă de înțeles că s-ar bucura dacă Republica Moldova și eventual Georgia ar sista provizoriu preparările pentru semnarea acordului de asociere. Cred eu că vor fi puse în discuție tot aspectul de probleme moldoruse, atât în relațiile bilaterale, dar ținând cont și de conjunctura europeană, dar se va pedala pe trei aspecte, cred eu, că reglementarea conflictului transnistrian, Federația Rusă nu este exclus că va da asigurări, că va contribui la apropierea soluțiilor, ceea ce este practic nu trebuie să dăm crezare, că problemele sunt, este cu mult mai complexă. Al doilea factor, migranții de muncă din Republica Moldova în Federația Rusă, aici datele problemei prin intrarea în vigoare a acordului de liberare regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova s-au modificat într-o anumită măsură. Și, în fine, cea mai gravă problemă care este la moment, în opinia mea, este embargoul mărfurilor și produselor din Republica Moldova. În special, Federația Rusă va pedala pe lipsa concordanței cu standardele, care, de altfel, sunt unele destul de coborâte. Și cel mai important ce este, în opinia lor, este reexportul. Anume, Ucraina a fost sistată în ultimul timp, motivându-se reexportul și insecuritatea la adresa securității alimentare a Federației Ruse. Cred eu că acești trei factori ar putea să fie, să facă obiectul negocierilor dintre Republica Moldova și Federația Rusă, dar consider că nimic la moment nu poate stopa Republica Moldova de apropiere de Uniunea Europeană prin semnarea acordului de asociere și eventual acel acord de liber schimb. Această pendulare care a fost proprie Ucrainei, dar și Republicii Moldova între Orient și Occident, între Uniunea Europeană și eventual deja între Uniunea Euroasiatică, nu este benefică și exemplul lui Victor Ianukovici este emblematic în acest sens, că el nu este, și mai bine zis, n-a fost bine primit nici în Uniunea Europeană și nici decât Federația Rusă, să ne aducem aminte că practic Vladimir Putin nu i-a acordat nicio atenție. Deci eu cred că aceste vizite pe care le întreprinde vice-ministru, apoi va urma ministru, vor fi hotărătoare pentru a demonstra că Republica Moldova își promovează interesele sale naționale, o componentă dintre care este apropierea de Uniunea Europeană. Aceste trâmbițe,
care au fost lansate de către domnul Carasin înainte ca să vină la Chișinău, acele declarații despre posibile înghețuri în relațiile comerciale cu Federația Rusă în cazul semnării acordului de asociere, le-am mai auzit. Chișinăul este pregătit și are o oarecare imunitate deja la aceste declarații. Totuși, care a fost atunci necesitatea unei vizite de lucru sau în cazul unei vizite de lucru să se lanseze cu astfel de declarații? Păi, eu sunt de acord cu colegii mei care au spus că de fapt este o vizită tehnică. Ea necesită să fie făcute toate pregătirile pentru vizita șefului Carasin Lavrov la Chișinău. Este o vizită care totalmente se înscrie în cutuma diplomatică. Așa se fac vizitele miniștrilor de extern. Poate o singură deosebire este că lui Carasin i-a acordat audiență primul ministru. Puțin depășește, hai să spunem iarăși, cutumele diplomatice. Nivelul lui este nivelul lui Kivior. Da. Omologul lui care la Ministerul de Extern. Bun, luăm în considerație faptul că este vorba despre Federația Rusă, un partener, sper că cuvântul partener este la locul său, pentru Republica Moldova foarte important. Ministrul de Externe, desigur că putea să ofere audiență, luând în considerație faptul că trebuie să se întâlnească cu Lavrov. Acesta este nivelul vizitei care trebuie să vină, care trebuie să aibă loc în timpul apropiat, sper eu. Vizita lui Lavrov a fost amânată de câteva ori. Iarăși, în lumea diplomației, aceste amânări, dacă nu sunt explicate prin niște forță majoră, înseamnă că partea respectivă în așa fel manifestă nemulțumire față de ceva. Este evident față de ce manifestă nemulțumire Moscova. Faptul că Republica Moldova nu se dezice de cursul european și intenționează să semneze acordul de asociere și liber schimb, face ca Moscova să fie enervată și ca să trimită semnale pe diverse nivele, încercând să convingă Chișinăul să renunțe la acest proiect. Eu cred că Carasin încearcă acum să înțeleagă ce trebuie să-i spui șefului înainte de ca el să plece la Chișinău. Eu cred că este ultima tatonare a terenului ca Lavrov să nu fie pus într-o situație neplăcută și să încerce să forțeze o ușă care este foarte bine închisă. Asta este, de fapt, misiunea lui Carasin. Pe de altă parte, Carasin este responsabil în Ministerul de Externe a Rusiei pentru CSI, deci și pentru Republica Moldova, pentru spațiul postsovietic. El are o serie de împuterniciri, dar și de obligațiuni care decurg din această specializare în cadrul Ministerului de Externe. El trebuie să-și facă și lucrul pe care îl face cotidian. Aici sunt și relațiile deci economice, relațiile culturale, relațiile politice, indiscutabil. Eu cred că el le discută cu oficialii de la Chișinău. Plus la toate, din anumite surse, știm că Carasin degrabă trebuie să plece din postul pe care îl ocupă. Eu cred că el pregătește într-un fel dosarul pe Moldova și pentru succesorul său, acela care trebuie să-l locuiască în acest post. În linii mari, vizita lui Carasin este o vizită de rutină. Nu trebuie aici să ne facem foarte multe, să încercăm să facem foarte multe deducții și așa mai departe. Dar desigur că această vizită decurge într-un moment foarte important pentru Republica Moldova, responsabil. Și eu sunt de acord cu colegii care au vorbit că este practic imposibil. Deci Carasin are o misiune imposibilă, tot așa cum va avea o misiune imposibilă Lavrov în încercarea de a schimba lucrurile și de a face ca Republica Moldova să nu semneze acest acord. După toate probabilitățile, Moscova deja se pregătește pentru
perioada post acord. Cu toate acestea, nu știu cât aici există cutumă diplomatică, dar Carasin merge și la Tiraspol. Eu dintotdeauna am mers la Tiraspol. Atunci vrem să înțelegem totuși care ar putea fi mesajul lui Carasin pentru Șefciuc și care ar trebui să înțelegem și noi care sunt mesajele care ar putea veni ulterior din partea lui Șefciuc sau în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, având în vedere că mai de curând liderul separatist de la Tiraspol se dă în spectacol și pe la posturile europene, pe la Euronews, are mai multe interviuri, mai multe ieșiri la rampă și pledează pentru același divorț civilizat pe care l-am mai auzit în ultima jumătate de an. Este adevărat, dar domnul Carase nu are altă cale, că ucrainenii nu prea deschid. Unde urma să zboare la Odessa și pe urmă să vină la Tiraspol? A venit la Chișinău. Sigur că melodiile care încearcă să ne le cânte, noi le știm. Că chipurile, știți că au fost învinuit Chișinău de faptul că a negociat acordul de asociere și nu au fost invitați și că, uite, le creează probleme, ceea ce este un fals. Primul fals este că Departamentul pentru Reintegrare a scanat și a publicat toate scrisorile de invitație oficialilor de la administrația de la Tiraspol, au fost date numele cine au participat la aceste negocieri, li s-a spus concret și deci unul din argumentele pe care le utiliza inclusiv și Ministerul de Externe al Federației Ruse a fost pur și simplu năruit. Asta în primul rând. În al doilea rând, și Uniunea Europeană, dar și Republica Moldova au dat garanții părții transnistrene că pe parcursul anului 2015 vor fi păstrate acele avantaje pe care le are Republica Moldova de la Uniunea Europeană, iar pe urmă se va mai vedea. Sigur că Rusia s-a pomenit într-o situație neplăcută. Sperau la Novorosie, Novorosie nu a venit decât export de banditism și terorism în Lugansk și în Donetsk. Și uite că nu s-a realizat acest lucru, pentru că știți că se grăbise cei de la Tiraspol cu semnăturile și cu gauleiterul Rogozin să le trimită la Moscova, să-i primească în marea familie a Federației Ruse. Lukashenko a avut o frază extraordinară, cred că va fi citat încă zeci de ani înainte. Voi întâi lucrați-vă pământul de acasă și apoi o să ocupați Crimeea. Voi întâi lucrați-vă pământul de acasă și apoi o să veniți în Transnistria. Asta era, de fapt, mesajul pe care l-a lansat Lukashenko la inaugurarea președintelui Ucrainei. Tocmai este foarte greu acum să închizi gazul Ucrainei și să-i asiguri pe transnistreni cu gaze naturale. Înțelegeți? Este o problemă esențială. Ucraina și Republica Moldova semneze acordul de liber schimb aprofundat și Transnistria pe unde se zboare? Sub pământ sau printr-o rachetă cosmică? Cum să faci comerț? Oricum prin teritoriul Republicii Moldova sau la Ucrainei. Iar spre Odessa noi am văzut că hotarul a fost întărit, am văzut că au fost puse posturi și blocuri care să nu permită, să zicem, eu știu, acelor persoane care încearcă să destabilizeze situația. Sigur că Carasin va veni aici și îl va liniști pe administrația de la Tiraspol, inclusiv pe așa numitul președinte, pe Șefciuc, pentru că ați văzut, cei care au fost atenți trec la un buget auster, că s-au micșorat cu 75% practic acele acumulări la bugetul din Transnistria și nu au ce acoperi partea socială. Deci ei se află într-o situație economică foarte dificilă. Pe de altă parte, 46% din exporturile Transnistriei se duc spre Uniunea Europeană, iar privirea și capul se uită spre Rusia. Sigur că există această mare discrepanță între ceea ce este realitate economică și ceea ce este realitatea politică sau care li se impune. Sigur că Carasin va merge și îi va liniști, sigur că le va spune să vă țineți mai departe așa, dar problema este că nu știu cum va proceda Ucraina în aceste condiții. Că anterior, sigur că Ianukovici, până la Ianukovici, li se permitea să-și facă de cap, să facă orice. Cred că de data asta, lecția Crimeei
Și lecția Luganskului cu lecția Donețkului, aceste trei lecții pe care le-a învățat Ucraina acum sau le învață, cred că vor fi destul de sugestive pentru conducerea de la Kiev. Da, este în tradiția Federației Ruse ca înalții demnitari care vin la Chișinău să facă câte o vizită mai degrabă pentru a da indicații autorităților tiraspolene. Și cred eu că la moment se discută două pachete de acțiuni. Primul este, vizează participarea la acele acțiuni, aș spune, concertate pentru a încerca să se tergiverseze parcursul european al Republicii Moldova alături cu alte forțe din Republica Moldova. Nu este exclus și alte provocări, alte intimideri. Iar al doilea, unul de perspectivă, dar se așteaptă, cred eu, semnarea acordului de asociere de către Republica Moldova, eventual și partea economică de către Ucraina, pentru a determina sau a defini o nouă strategie, deoarece situația s-a schimbat. Într-adevăr, domnul Cernencu are perfectă dreptate. Ucraina cam niciodată nu a fost de partea Republicii Moldova. Mai degrabă ei încercau să obțină unele beneficii, unele dividende pe contul neînțelegerilor dintre Republica Moldova și autoritățile tiraspolene sau dintre autoritățile răspolene și Federația Rusă. Țin în minte de câteva ori Smirnov cum a încercat să facă manevre diplomatice, iar ucrainenii s-au prins. Este cazul ca și Ucraina, este de așteptat, aș spune, să-și modifice atitudinile strategice față de acest segment și atunci probabil se va elabora o nouă strategie referitor la situația raionilor de est ale Republicii Moldova, pentru că nu se mai poate să se rămână în asemenea situație care este până la moment, s-a schimbat prea mult, austeritatea bugetului dă de înțeles și cred eu că poate fi să se adopte o strategie sau o tactică mai flexibilă de a aprofunda relațiile comerciale cu Uniunea Europeană pentru a aduce beneficii în bugetul autorităților secesioniste. Totuși, mă întreb dacă retorica Federației Ruse vis-a-vis de referendumul transnistrean și mesajele pe care le vor lansa la Tiraspol, inclusiv Carasin, nu știu, Lavrov, vor fi diferite altfel decât erau până acum? Se va schimba spre... Cât de mult se va schimba această retorică din partea Federației? Adică în ce măsură Tiraspol își va radicaliza mesajul în raport cu Chișinău? Bun, iarăși, depinde de faptul cum apreciază la Kremlin, strategii Kremlinului, cum apreciază situația din zonă. Dacă ei sunt de părerea că criza ucraineană intră într-o fază finală, atunci ei ar putea să-și extindă atenția peste alte zone în sensul, de exemplu, să încerce să forțeze nota în Transnistria. Eu sunt convins că atâta timp cât Rusia este îmbătmolită în Ucraina de Est, acolo la Donețk, la Lugansk, ea nu are mari raționamente să deschidă încă un front de acțiuni, de exemplu, în Transnistria. De aici, Transnistria este folosită pe post de pârghie de a influența Chișinău, cum de fapt a fost folosit în permanență. De aici, deci, reiterarea retoricii belicoase a lui Șevciuc. Bun, dar ați atras atenția asupra faptului că el de fapt nu a spus nimic nou. El pur și simplu repetă niște lucruri pe care deja le-a vociferat de mai multe ori. Asta încă o dată vorbește despre faptul că Moscova deocamdată nu are un scenariu bine pus la punct în ceea ce privește pârghia transnistreană. Da, Carasin merge la Tiraspol, este evident, Carasin trebuie să convine cu tiraspolenii cum vor fi folosiți banii Moscovii care merg încolo la Tiraspol. Este bine cunoscut faptul că acolo se mai fură și se fură bine, pe timpul lui Smirnov, dar și pe timpul lui Șevciuc. Și banii controlează. Da, ca de fapt și în toate aceste zone deci separatiste, banul banii din impozitul rușilor este folosit contribuabil, da.
rusul este folosit în Transnistria într-un mod absolut neferesc. Cel ce în Chiluminul n-ar dori ca acest lucru să se întâmple. Acum, ce vor face mai departe? Este clar că Tiraspol va continua și mai departe să vorbească în termeni foarte duri în raport cu Chișinău. Tot timpul se va pomeni despre faptul că vagonul tiraspolean sau vagonul transnistrian deja este pierdut, a plecat în altă direcție decât trenul Moldovei și așa mai departe. Dar eu cred că și Chișinău este suficient de bine pregătit pentru a recepționa corect aceste mesaje. Noi știm ce înseamnă ele, de unde vin, ce ar trebui să conțină și știm foarte bine că nu acum se soluționează problema transnistriană. Noi am avut o situație când pentru Ucraina ziua de 25 mai a fost una foarte importantă pentru viitorul acestei țări. Pentru noi o zi foarte importantă este 27 iunie. Se va întâmpla în mai puțin de 3 săptămâni, 2 săptămâni și jumătate au rămas până la această dată istorică, atunci când Republica Moldova urmează să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Până atunci însă la Chișinău este așteptat și șeful diplomației Federației Ruse, Sergei Lavrov. În același timp, Evgeni Șefciuc vorbește din nou despre un divorț civilizat ca cea mai bună soluție. Acest cuvânt din nou este foarte uzat în Republica Moldova în foarte multe alte campanii. Dar până la urmă ar putea să existe provocări care să stopeze sau să frâneze acest proces care e pe ultima sută de metri. Vedeți care este problema? Noi vedem mai multe mișcări în spectrul politic al Republicii Moldova. Talibanii din Partidul Comuniștilor, vedem că schimbarea de macaz și provocările pe care și le-au pus la cale, eu nu pot să zic că au ieșuat, dar cel puțin nu s-au manifestat până la moment. Am văzut declarațiile Bașcanului Găgăuziei în acest sens. Mai scormonește pe acolo așa numitul Dodon, care tot spune referendum. Dar cine e Dodon? Dodon unde? Se mi-arăte care este, care procentele a luat el de la cetățeni. A cumpărat el un partid printr-un Altac Raider. Cine este el? Ce el a fost ales? Câte procente a luat? Că să spună el de acord că referendum și așa mai departe. Deci noi vedem câte mecanisme au fost puse aici, însă este clar un singur lucru, că Republica Moldova este pregătit, după parafarea acordului de asociere, să-l semneze. Pe urmă s-a mai schimbat încă niște lucruri. Dumneavoastră a spus 25 mai foarte important. Da, 25 mai este extraordinar de importantă. Dar a mai fost și vizita președintelui Statelor Unite ale Americii la Varșovia. Declarația care a făcut-o acolo a fost pur și simplu fantastică. $1 miliard pentru Georgia, pentru Polonia, pentru România, pentru Ucraina și Republica Moldova să-și întărească capacitatea de apărare. A mai fost și altceva, a mai fost desantul lui Putin foarte rece în Franța, unde primul ministru Cameron nici nu s-a strâns de mână cu el, chiar dacă a negociat, unde regina Marii Britanii a spus că nici nu dorește măcar să stea alături de el. Dar asta vreau să vă zic că nu sunt gesturi simple, diplomatice. Asta nu este cutuma diplomatică. Cel mai important este următorul lucru. Ultimatumul G7. Recunoașterea alegerilor din 25 mai, recunoașterea lui Poroșenko, retragerea trupelor și non-permisiunea de a mai veni încoace insurgenți și teroriști în Lugansk, în Donetsk, etc. Negocierile Ucraine și cu Rusia în privința gazelor și ele se desfășoară ieri și astăzi la Bruxelles, noi vedem că s-a schimbat și paradigma discursului Federației Ruse. Rusia a început o parte din ele să le realizeze, pentru că Angela Merkel a spus-o foarte clar, în 2 luni de zile o să aveți niște embargouri sectoriale. Eu nu cred că i-a speriat atât de tare, dar din punct de vedere al izolării internaționale, cred că este un semnal foarte clar. Și în aceste condiții, sigur că aturile pe care le-a avut diplomația Federației Ruse au scăzut esențial. Mai mult ca atât, ce poate să spună astăzi Șevcenco când el pregătea insurgenți pentru Lugansk și pentru
Donețk, cum o să fie primit? Că noi știm cum era primit la Kiev. Ce o să mai spună astăzi Șevcenco și cei din administrație de la Tiraspol când mergeau la Odessa ca la ei acasă, după alegerile care s-au întâmplat acolo, a fost schimbat șeful administrației de la Odessa și după evenimentele care sunt și participarea transnistrenilor, ce s-a schimbat? S-a schimbat esențial? S-a schimbat și o atitudine a Ucrainei, pentru că vice-șeful adjunct al miliției din Odessa, Fukunji, a fugit la Tiraspol pentru că el trebuia să fie arestat și tras la răspundere. Deci, uitați-vă câți factori au apărut aici. Mai mult ca atât, în luna martie la Reni și la Izmail au venit mai multe persoane înarmate și pregătite, pentru că credeau că Odessa totuși va desfășura, pentru că vreau să facă joncțiune și spre Comrat aici. Nu s-a primit, nu s-a întâmplat. Și cei care s-au instalat în hotelul de la Izmail și de la Reni de acolo, deci nu au mai fost văzuți ulterior. Deci, iată aceste schimbări, că ele sunt schimbări fundamentale în contextul actual, mesajul pe care vine să ne-l aducă și să ne-l spună, el este complet bulversat, pentru că el nu mai este atât de dur, el nu mai este atât de puternic și nu are de fapt nicio bază. Spunea Federația Rusă că aici s-a instalat un, să zicem, o blocadă. Misiunea EUBAM a spus că nu este poftim veniți, nu este niciun blocaj. Spunea Federația Rusă că noi blocăm Transnistria, poftim, iată agenții care se înscriu aici, poftim, iată vin. Spuneau că le impune impozit. Celălalt săptămână Parlamentul a anulat acest impozit și așa mai departe. Sigur că Chișinău are o armă foarte puternică. Transnistrienii utilizează sistemul nostru bancar. Și dacă vor mai fi tachinate școlile, pentru că noi am văzut atunci când Transnistria, sau mai bine zis Moscova, vrea să forțeze Chișinăul, începe să facă problemele în școlile românești. Iată că și Chișinăul ar putea opri pe câteva zile tranzacțiile bancare ale transnistrenilor și cu condiția ca să nu tachineze școlile de acolo. Așa că, deci, dragii mei, este un cu totul alt context în condițiile astea. Și probabil că Rusia a mușcat prea tare și nu poate înghite ceea ce a mușcat și grație acestui fapt am văzut că și FSB-ul rusesc, Putin, a ordonat să întărească hotarul Rusiei pentru a nu mai permite insurgenților. Voi vedeți care sunt declarațiile celor care, bandiților care luptă acolo. Deci teroriștilor, că noi nu avem sprijin, că nu avem armament, că este criză umanitară, etc. Deci lucrul ăsta a schimbat totalmente, mai ales după ce s-a întâmplat G7 și declarația care a făcut-o și a președintelui Statelor Unite ale Americii, care a fost o declarație fără precedent. Sigur că autoritățile tiraspoleni, în persoana liderului, vor continua să pedaleze pe retorica divorțului civilizat, care s-a amplificat mai ales în contextul crizei din Ucraina, dar Federația Rusă nu este interesată în identificarea unor soluții definitive a conflictului din raioanele de est la Republicii Moldova, pentru că altfel s-ar pierde toate pârghiile de influența Republicii Moldova și chiar și cei de la Tiraspol înțeleg că un stat independent nu înseamnă foarte mult. Din contră, acele subvenții pe care ei le obțin mai degrabă sunt îndreptate împotriva Republicii Moldova, dat fiind și acele probleme de austeritate care sunt și de delapidarea fondurilor venite din Federația Rusă. Ne aducem aminte ce retorică era în mass media din 2011, în ajunul alegerilor pentru așa numită funcție de președinte și dacă va trebui, această retorică poate să fie reluată. Dar cred eu că li se va spune celor de la Tiraspol, mai așteptați, mai vedem, situația s-a schimbat, ei singur înțeleg că datele problemei s-au modificat și este absolut indispensabil pentru a identifica noi soluții. Cred eu că anul 2014 este unul de tranziție, unul de trecere și nu se va schimba mai nimic acele aspirații de a se alipi de Federația Rusă. Vedem când nu au nicio sort de izbândă, exemplele din Donețk și Lugansk ne demonstrează acest fapt și nu este cazul ca Federația Rusă să se mai îngloade încă într-un conflict care de data aceasta, dacă se va mai încerca o acțiune de tip cum a fost în Crimeea, desigur că sancțiunile vor fi cu mult mai mari și cu mult mai resimțite decât sunt.
Cred eu că se va continua așa, mai degrabă un război la nivel de retorică, la nivel de PR, pentru că cei ce declară Evgeni Șefciuc este mai degrabă pentru partida antimoldovenească și filorusă din raioanele de est, spunându-se că iată, va veni și timpul acela când noi vom fi parte a patriei mame, în opinia lor. În realitate însă, mesajul lui este unul duplicitar, pentru că pentru masele largi se vorbește ceva referitor la un divorț civilizat, iar oamenii de afaceri sunt încurajați ca să continue cele care le au contractele cu statele de Uniunea Europeană pentru a aduce venit și bugetului din raioanele de est. Până la urmă aici ar putea să existe și un scenariu în care Federația Rusă să renunțe la provocările pe care le are în Transnistria și nu va mai miza oare pe o radicalizare a situației în Transnistria, sau altfel spus, Transnistria va fi în fața faptului împlinit. Vom semna acordul de asociere și volens nolens Transnistria, administrația de la Tiraspol va trebui să se conformeze. Nu, nu este așa. Eu cred că Federația Rusă va continua să pedaleze pe necesitatea creșterii gradului de tensiune în zonă. Da, este adevărat până la un anumit nivel, dar să nu uităm, Republica Moldova în anul trebuie să aibă alegeri parlamentare. Și, deci campania electorală este acea miză pe care astăzi se pune Rusia. Este nevoie ca la Chișinău, în rezultatul alegerilor din 30 noiembrie, să vină forță pro-Rusie. De aici Transnistria are de jucat un rol important, inclusiv ca o pârghie prin care se înrăutățește situația în Moldova și în așa fel această înrăutățire poate fi pusă în cârca partidelor pro-europene, care sunt responsabile pentru situația din Republica Moldova ca partide de guvernament, asta pe de o parte. Iar pe de altă parte, eu cred că strategii de la Moscova acum se gândesc cum să folosească în favoarea partidelor pro-rusești voturile cetățenilor moldoveni care sunt în situație în Transnistria și care, în virtutea faptului că sunt scoși în mare măsură din spațiul informațional al Republicii Moldova și se găsesc sub oblăduirea acestui mecanism propagandistic de spălare a creierilor care funcționează în Transnistria, ei, desigur că în mare măsură sunt dezorientați, nu prea bine își închipuie ce se întâmplă pe malul drept al Dnistrului și în mare parte sunt tentați să voteze partide prorusești. Trebuie să fim foarte atenți în acest sens. Acolo sunt situate câteva sute de mii de votanți, sunt situați. Trebuie să ținem cont de faptul că o parte din ei ar putea să trimite câțiva deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Și acest lucru este nu trebuie să fie neglijat. Pe de altă parte, Rusia va folosi și alte pârghii, nu numai cea transnistriană, pentru a afecta situația din Republica Moldova. Eu cred că se va continua presiunile pe filiera Gagauzii, neapărat. Se va încerca și mai departe să se însufle rusolingvilor din Republica Moldova, că ei se găsesc într-o situație foarte periculoasă și că semnarea acordurilor cu europenii înseamnă înrăutățirea situației acestei părți a societății moldovenești. Este un fals, dar o serie din concetățenii noștri rusoling sunt înclinați să creadă acestor falsuri. Eu cred că noi trebuie să fim foarte atenți, inclusiv la capacitatea Moscovei de a finanța acțiuni subversive și partide subversive de pe teritoriul Republicii Moldova. Deci lucrurile au ajuns până la un nonsens într-un fel. Campania electorală încă nu a început, iar unele partide prorusești folosesc reclamă politică, reclamă electorală deja astăzi. Și această reclamă este plasată în bază de finanțări grase. Deschis seara televizorul canalelor moldovenești și pe toate canalele vezi
una și aceeași față. Propaganda se duce pe bani foarte fățiși. Apare întrebare, dar de unde atâția bani? De unde apar aceste sume enorme? Dacă cineva o să-mi spună că acești bani sunt din cotizațiile membrilor de partid, eu n-am să cred. Și cred că foarte, foarte mulți oameni n-au să creadă în acest lucru. De unde banii? Este absolut evident că finanțarea merge din exterior. Atunci organele de abilitate ale Republicii Moldova trebuie să fie ochii în patru. Fiindcă, deci, împotriva securității, împotriva siguranței naționale, Republica Moldova se întreprind măsuri de destabilizare. Și organele de abilitate, SIS-ul, în primul rând, trebuie să-și facă datoria. Am avut deseori aceste întrebări vis-a-vis de reacțiile Chișinăului la acțiunile subversive care au avut loc în sudul țării, la amenințările că aceste lucruri ar putea să se întâmple și în nordul țării. Dar mă întreb, de ce tace Chișinău? Sau există totuși un plan pentru ca aceste acțiuni să fie suprimate puțin mai târziu, după ce Republica Moldova va semna clar, va ratifica acel acord de asociere și atunci va porni și eventual o avalanșă de a suprima toate aceste mișcări separatiste sau subversive la adresa și statalității, și integrității, și a viitorului Republicii Moldova? Vedeți, după ce au făcut mai multe declarații cei din Găgăuzia, inclusiv Furmuzal, localnicilor li s-a cerut în unele cazuri să se pregătească pentru apărare, să aducă saci cu nisip, să-și facă, eu știu. Oamenii i-au spus, pentru că el cerea chiar să pregătească vreo 180 de oameni, să-i trimită la Donetsk, la Lugansk, oamenii le-au spus, păi ești, cheamă feciorul din Germania și lasă-l să meargă el în fruntea acestor echipe. Vreau să vă spun că aceste declarații care le fac unii conducători de acolo, deci sunt legate în mare măsură cu activitățile subversive ale serviciilor secrete ale Federației Ruse. Spre exemplu, la Universitatea din Comrat a fost creat filiala Institutul de Cercetări Strategice din Moscova, care și la Tiraspol are o filială. Asta este o structură de stat care, de fapt, luptă împotriva suveranității, integrității teritoriale a Republicii Moldova. Unul dintre ei, Vasile Cașărin, în ianuarie declara că trebuie să forțăm populația bulgărească și găgăuză, care este fidelă Federației Ruse, și în felul acesta vom încerca, de fapt, să dezintegrăm Republica Moldova. Că zice, partea nordică este mai inertă, partea nordică nu prea dorește, deci să folosim aceste situații. Și iată că noi vedem pe parcursul martie, aprilie, în mai, la 16 mai, o conferință, altă conferință ulterior la John Allen, fel de conferințe, după ce au fost mai întâi la Lugansk și la Donetsk, iată că au venit și la Chișinău. Lucrurile astea sigur că vor continua. Și sunt mai multe organizații. Iată, Rusia încearcă să-și promoveze prin partidele create de către ei aici în Republica Moldova să propage, să facă propagandă a ceea ce a poziției Federației Ruse. Sigur că în condițiile este și SIS-ul din Republica Moldova, dar nu prea au, legea despre SIS nu prea permite multe lucruri să facă. Spre exemplu, România, legea despre SIS, despre serviciile de securitate, în cazul în care este în lege scris un punct în care spune, în care apare pericolul securității naționale, poate fi ascultat oricine. În Republica Moldova este prea sofisticată și nu prea permite. Cu atât mai mult, România este o țară membra a Uniunii Europene și se permite. În Republica Moldova această lege este ciuntită și, cu părere de rău, nu prea dă posibilitate lucrătorilor SIS-ului să facă multe investigații. Dar oricum, eu cred că se știe, multe lucruri se știu, cine și ce faci acum. Sigur că acum este agonie, dar va mai continua și după 27 iunie, pentru că procesul de ratificare, cu toate că va fi grăbit și cu toate că unele state în Parlament vor încerca să ratifice până în luna august-septembrie acest acord, în perioada respectivă o să vedeți că o să avem mult mai multe încercări de destabilizare
a situației. Și lucrul ăsta o face prin reprezentanții săi care lucrează pe la Itartas, dar de fapt sunt plătiții serviciilor secrete, care se poartă de la o televiziune de la altă și promovează politica externă. Noi avem mass media rusească care de fapt este nestingerită pe teritoriul Republicii Moldova și de fapt se încalcă un articol al legii despre audiovizual în Republica Moldova. Deci, spre exemplu, ar trebui să fie și alte opinii. Ori transmit doar poziția Federației Ruse și care este transmisă pe Prime, pe canalul Rusia și alte canale, și Republica Moldova nu poate să răspundă acestor, pentru că noi vedem doar propagandă acolo și nu vedem o altă analiză sau participare altor cetățeni. Deci noi trebuie să ne apărăm spațiul mediatic prin aplicarea legii audiovizuale pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru că vreau să vă spun, în avalanșa aceasta de minciuni, de propagandă în stil Ghiobelsian, este foarte greu ca cetățeanul nostru să reziste. Vă aduc un singur exemplu. Deci, dacă vedeți care e ratingul lui Putin în Republica Moldova, sunteți 40% îl consideră foarte bun. Pentru că ține trupele în Transnistria, pentru că aduce Republicii Moldova prejudicii prin embargoul din 2007, din 2014. Vă zic că Putin este foarte bun atunci când, de fapt, a ciuntit suveranitatea Republicii Moldova. Sau cel puțin Rusia pretinde la limitarea suveranității Republicii Moldova. Iată că ăsta sunt consecințele, de fapt, ale televiziunilor mass-medii Federației Ruse, care prin intermediul lor am văzut că pe ucrainenii numesc bandiți, bandera și fasciști. Ori dacă luăm numărul fasciștilor sau celor care au luptat de partea Reichului al III-lea, ruși au fost peste 1 milion. Așa că din punct de vedere al propagandei, noi trebuie să opunem și noi ceva și să încercăm să informăm cetățeanul Republicii Moldova. Eu consider că structurile abilitate cu asigurarea securității și menținerea ordinii publice ar trebui să aibă un plan nu numai de reprimare sau nu atât de reprimare a acțiunilor reprobabile, cât de preîntâmpinare și de profilaxie a lor, dat fiind că miza este nu numai 27 iunie, dar și 30 noiembrie. Cred eu că ar fi prea primitiv ca să se încerce, să se repete varianta ucraineană cu concetățenii noștri de la sud sau de la nord. Sau, probabil se pune accentul pe metode soft legate de 30 noiembrie și nu este întâmplător că în principalul partid de opoziție, pe neașteptate, au ieșit la rampă acele forțe radicale despre care se știa despre existența lor, care au practic au eliminat partida mai moderată, dar întotdeauna se aflau în umbră. Și nu este exclus că forțele din exterior vor pune accentul pe arte, pe alte partide. Se vorbește tot mai mult despre forța a treia, care de fapt nu este națională, ci este una antinațională. Și cred eu că 27 iunie va trece destul de liniștit, pentru că este clar și pentru Federația Rusă că autoritățile Republicii Moldova sunt predispuse să realizeze acest act, dar miza se va pune pe 30 noiembrie, venirea forțelor care se pronunță împotriva integrării europene, deși este foarte greu de a denunța un acord de asociere. Probabil calculele nu sunt tocmai dintre cele mai corecte, dar cert este că ne așteaptă un an destul de tensionat. Am să mă reîntorc la cele 2 săptămâni și jumătate, pentru că ziua de 30 noiembrie este departe, multe se vor întâmpla în funcție de ce se va întâmpla până pe data de 27 iunie, probabil. Dar până la acea dată, din această lună, până la sfârșitul lunii, vine Lavrov și vine Barroso. Vor exista 2 mesaje foarte puternice aici la Chișinău. La ce scenarii ne putem aștepta și cât de puternice, cum vor balansa aceste 2 mesaje în retorica Chișinăului de pe urmă? Eu vreau să repet încă o dată că este foarte puțin probabil că rușii vor încerca, Kremlinul va încerca în aceste 2 săptămâni cât ne desparte de 27 iunie, să întreprindă niște măsuri de destabilizare totală. Apropo, deci evenimentele din interiorul Partidului Comuniștilor, într-un fel, ar putea să ne sugereze ideea că partida aceasta extremistă
care era categoric axată pe susținerea Moscovei, ea a suferit eșec și faptul că ei au ridicat, au pornit împotriva lui Voronin, care, după cum știm foarte bine, nu se bucură, nu este în grațiile Moscovei, nu prea se bucură de simpatie din partea primelor persoane la Moscova. Atacul acesta împotriva lui Voronin, apropo și deci acel avertisment pe care l-a făcut, acea frază foarte stranie la prima vedere pe care a rostit atunci Rogozin, țineți minte, că noi nu o să uităm la Voronin nimic. Astăzi, rebobinând evenimentele, putem să ne dăm seama că Rogozin, de fapt, într-un fel, i-a însuflețit pe Tkachuk și ortacii lui să înceapă un atac împotriva lui Voronin. Pentru că ce înseamnă gruparea lui Tkachuk? Gruparea lui Tkachuk este una promoscuită categoric. Sunt acei care încercau să promoveze linia dură, linia care ducea spre confruntare cu, spre confruntare stradale, stradală revoluția cu revoluția, dar și alte evenimente. Confruntări de stradă. Da, confruntări de stradă cu guvernarea. Și eu cred că și Moscova și aici a suferit un eșec. Ea nu a calculat corect capacitatea de ripostă a lui Voronin. Au crezut că Voronin deja este o carte bătută. Închisă, da. Când colo, nu este așa. A fost marginalizat grupul lui Tkachuk. Acum, ce ar putea să mai facă în aceste două săptămâni? Vine Barroso. Barroso vine nu pur și simplu din capul lui și pur și simplu ca să facă o vizită de curtoazie. Barroso vine la Chișinău ca să trimite un mesaj foarte clar, inclusiv Rusiei. Moldova este în grațiile Uniunii Europene. Moldova este în vizorul nostru. Noi nu vom permite ca voi să destabilizați Moldova. Este inclusiv și un mesaj, această vizită este și un mesaj de încurajare pentru cei de la Chișinău, pentru chișinăuieni, pentru guvernarea de la Chișinău. Noi o să vă ajutăm. Voi nu sunteți singuri. Moldova nu este abandonată, îndeoseb pe fundalul evenimentelor din Ucraina. Toate aceste lucruri, desigur că stângenesc foarte serios poftele agresive ale Moscovei. Din acest punct de vedere, eu totuși înclin să cred că până pe data de 27 iunie, evenimentele nu vor ieși dintr-o albie relativ liniștită. Problema este că marile bulversări se vor începe după 27, mai aproape de alegeri. În aceste luni care au rămas până la alegerile din 30 noiembrie, Moscova va încerca să activizeze la maximum toate forțele pro-ruse pentru a le concentra, poate pentru a face un singur, a crea un singur pol politic care va merge la alegeri și lupta mare totuși se va da pentru ceea ce ne așteaptă pe data de 30 noiembrie. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru că ați participat la această emisiune. Cu siguranță vom urmări toate evenimentele de până la data de 27 iunie, mai cu seamă și vizita pe care o va face la Chișinău șeful Comisiei Europene, José Manuel Durão Barroso. Dar cu siguranță mai multe într-o altă emisiune, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Ne revedem și mâine la aceeași oră. În continuare, rămâneți cu Jurnalul Extern. Toate bune!